provocarea de anul trecut. Am analizat toate aceste bugete și în final CSAT a avizat favorabil bugetele pe Securitatea Națională. Important de reținut că guvernul, prin prim-ministru și ministrul finanțelor, s-a angajat ca la rectificarea bugetară să vină în completarea acestor sume acolo unde apar probleme, în special în domeniul salarizării personalului. Cu această remarcă a fost avizat proiectul de buget.